Salutare! Bine ați venit din nou pe lecțivideo.ro Astăzi vreau să discutăm un pic despre un subiect oarecum controversat cel puțin în cercul iubitorilor de muzică de calitate sau cum se spune în cercul audiofililor și anume diverse echipamente care ci ar vrea să ia curentul de la priză și să ofere un curent mai bun, mai curat în echipamentele audio pe care le-am putea folosi. Din păcate domeniul audiofililor este plin de mituri, este plin de idei preconcepute pe care nimeni nu le-a verificat sau cei foarte puțini care s-au încumentat să le verifice și să prezinte adevărul nu au contat fiindcă domeniul audiofililor din păcate este plin de oameni foarte bogați care își permit să arunce cu bani în stânga și în dreapta și pentru care absolut nimic altceva nu mai contează. Nu mai contează știința, nu mai contează logica, nu mai contează testele practice, nu mai contează nimic. Dovezi și așa mai departe sunt complet irelevante. Tot ce contează este ca ei să fie convinși, să fie. Uh, ei să știe că ceea ce știu ei este corect. Bun. Acum, sigur, uh, o asemenea persoană nu va fi absolut deloc uh, mișcată de niște explicații raționale, tehnice, logice. Dar, fiindcă am vorbit recent cu un prieten al meu și mi-a arătat două produse magice, între ghilimele, care ar vrea să. Uh, care practic s-ar potrivi în categoria asta de echipamente fără sens, care nu fac nimic, că nu au cum să facă nimic, m-am decis că e o idee bună să mai fac încă un, un video. <coughs> adică să fac un video pe tema asta și totodată încă un video la portofoliu destul de mare de videouri pe proiectul ăsta. În esență încerc să demitizez anumite idei preconcepute. Videoul este util celor care au minte deschisă și Fiindcă, în principal, vreau să-l fac pentru acest prieten al meu, o să încerc pe cât posibil să nu intru în detalii tehnice mai mult decât este necesar, da? fiindcă îl fac cu precădere pentru o persoană care înțelege noțiuni tehnice, dar nu le are cu electronica și în felul ăsta video ăsta are o, o, o deschidere mai largă, în principiu, chiar și la alte persoane, au un public mai larg. Sunt două dispozitive, două produse pe care acest prieten mi le-a trimis și care, mă rog, sunt doar câteva din sunt doar două din multitudinea de produse complet inutile pentru echipamentele audio. Unul este un prelungitor de 12 milioane de lei ce o face el de 12 milioane foarte greu de înțeles. Sigur are și două alimentatoare USB, dar să fim serioși, un încărcător USB costă 15 lei bucata sau ceva de genul ăsta. Ni se spune că ar avea contacte placate cu aur 24 de carate. Având de vedere că e un prelungitor de 2.20, really? Are sens să fie placate cu aur? Adică, evident, răspunsul este nu. Mai există, în afară de prelungitoare, mai există așa numitele cabluri de alimentare foarte scumpe. Vezi, Doamne, de nivel audiofil, și mai există și diverse stabilizatoare de tensiune. Nu știu dacă sunt. Um, tot una cu UPS-urile care au și baterie în interior, sau astea nu au baterie și sunt doar uh, un stabilizator, adică un, un aparat care ia tensiune de la priză și încearcă să-l stabilizeze cât de cât. Oricum ar fi, și acestea sunt extrem de scumpe, 34 de milioane e de dreptul ieftin. Există un produs de la Pus Audio care costă 10.000 de euro. Și toate astea sunt complet, da, complet inutile. Și vreau să explic de ce sunt complet inutile, da? Și mă refer strict, mai multe lucruri din lumea audiofiliei sunt, sunt inutile, dar acum mă refer strict la ce avem noi între priză și alimentarea de 220 a aparatului nostru. Fie că e amplificator, fie că e player, fie că e orice echipament audio, da? Între priză și echipamentul nostru avem un cablu de alimentare plus eventual niște prelungitoare. Un prelungitor, poate chiar mai multe. Da? Oamenii ăștia practic fac afirmația că un sunet al unui echipament audio poate fi... Și, și nu numai, în anumite descrieri... Um, Putem să găsim inclusiv ideea că la echipamentele audio-video, inclusiv imaginea ar putea fi îmbunătățită de un cablu de 2.20 mai bun, de o calitate mai bună. Deci, nu, e, e absurd, pe mine mă face să, să zâmbesc, dar. Înțeleg că unii oameni pun botul, cum zicem noi românii, la tâmpenii de genul ăsta, fiindcă pur și simplu nu, nu înțeleg ce se întâmplă în interiorul unui aparat electronic. Sigur, noi în general cunoaștem, măcar așa, la nivel de cultură generală, dar, repet, video ăsta este mai mult dedicat celor care nu se pricep la electronică, așa că cer scuze în avans pentru aceia dintre voi care se pricep și pentru care informațiile astea sunt oarecum redundante. Eventual puteți să săriți peste video ăsta și ne vedem în video următor în care discutăm concret despre ceva legat de electronică. Um, haideți să vă prezint practic ce se întâmplă uh, uh, din momentul în care un aparat ia uh, curentul de 220, zic la modul general 220, da, nu vă legați strict de valoarea asta, în anumite țări 110, în alte 120, în alte 240, 230, da, nu, nu vă legați de valoarea exactă, eu voi vorbi așa la modul general. Da. Ce se întâmplă într-un aparat din momentul în care ia curentul de 220 de la priză, și până ajunge să facă ceva cu el, există niște blocuri funcționale care sunt surse de alimentare. Nu există niciun aparat pe lumea asta, mă rog, niciun aparat mai sofisticat așa, care să facă ceva cu atât mai puțin aparatele audio-video, care să poată lucra direct în curent alternativ și la tensiuni relativ în alte gen. 200 de volți, 220 și așa mai departe. Nu există. Și atunci toate aparatele, ca să funcționeze, au nevoie de o sursă de alimentare. Sursa aia trebuie să facă două lucruri. În primul rând, să redreseze curentul alternativ și să-l convertească, <coughs> să convertească în curent continuu. Și în al doilea rând, de cele mai multe ori va trebui să scadă tensiunea de la tensiunea înaltă, să se obțină o tensiune mai mică da? Toate aparatele moderne folosesc Semiconductori, indiferent că sunt Componente discrete sau integrate Toate astea nu lucrează Cu tensiuni înalte, lucrează numai Cu tensiuni mici, 5, 12 15V, 30 Oricum Tensiuni relativ mici Singurele aparate care Lucrează și cu tensiuni înalte Sunt aparatele vechi pe lămpi Care da Au transformatoare care chiar ridică tensiunea de la 2.20 la ceva mai mult, în funcție de cum au nevoie unele. Dar chiar și alea trebuie să redreseze curentul alternativ, fiindcă ele nu pot lucra cu curent alternativ, nici lămpile nu pot lucra cu curent alternativ. Da? Deci astea două lucruri trebuie să se întâmple musai în orice aparat. Și există două feluri de surse de alimentare. Mă rog, există mai multe feluri în care să putem categorisi o sursă de alimentare, dar dintr-o anumită perspectivă, să zicem așa, principiului de funcționare, sursele de alimentare se pot clasifica în două uh, cazuri diferite. Surse liniare și surse în comutație. Da? Ideea e că indiferent ce fel de sursă de alimentare are aparatul nostru și indiferent ce fel de aparat avem, tensiunea de la intrare, forma de undă a tensiunii de la intrare nu contează absolut deloc. Da? De cele mai multe ori nu avem o sinusoidă pură la priză, avem o sinusoidă cu diverse distorsiuni, din diverse motive, dar nu contează. Și asta vreau să vă explic în cele ce urmează, o să le luăm părând. Ce se întâmplă în interiorul unei surse liniare? Păi, se întâmplă că dacă noi plecăm de la o sinusoidă, pură sau cu imperfecțiuni, de 220 de V curent alternativ, asta e valoare RMS, da? Asta înseamnă că avem o sinusoidă care variază între plus minus 311 V cu aproximație. Primul lucru pe care îl facem într o sursă liniară este să micșorăm tensiunea, folosind un transformator coborător de tensiune sau scăzător de tensiune sau nu știu cum, cum îl numesc unii. Un transformator care să ia tensiunea înaltă și pe intrare, în primar și în secundar, pe ieșire să dea o tensiune mai mică. 12V, 15V, 24 30 nu contează. O tensiune mai mică cu care să se poată lucra mai ușor. Da? Și asta vedem aici. Aici am pus simbolurile elementelor principale care definesc blocurile funcționale respective. Da? Nu avem o schemă propriu-zisă, ci doar niște simboluri ca să înțelegem ce se întâmplă. Deci primul lucru avem un transformator care să ia 2.20, 50 de Hz sau 60 de Hz, depinde de unde ne aflăm noi pe globul pământesc, și să scadă tensiunea. Da? Deci este un transformator de frecvență joasă. Odată ce avem o tensiune mai mică cu care putem să lucrăm, pe care putem să o atingem, că nu mai este periculoasă, fiindcă noi în continuare avem curent alternativ. Da? deci polaritatea se schimbă, valoarea de asemenea se schimbă de la 0 la o valoare maximă. Trebuie să transformăm în curent continuu. Și pentru asta folosim o punte redresoare, simbolizată aici prin simbolul unei diode. Punte redresoare Bineînțeles discutăm de redresare dublă alternanță, nu discutăm despre o singură diodă care are efectua redresarea monoalternanță, fiindcă nu are sens. Da, redresarea dublă alternanță ce face este ca toată alternanța negativă să o ia și să o pună în partea de sus, să o transforme în alternanță pozitivă. Cu alte cuvinte, după puntea redresoare, curentul nostru de alimentare, tensiunea noastră de alimentare, arată așa. Două movile care sunt practic echivalentele acestor două movile ale sinusoidei, numai că movila uh, din alternanța negativă se transformă într-o movilă pe alternanța pozitivă. Și practic tensiunea crește de la 0 până la o valoare maximă pozitivă. Nu mai avem tensiuni negative. Da? Bun, uh, problema este că în punctul ăsta, adică după redresare, noi avem un curent continuu, tehnic vorbind, fiindcă el nu-și mai schimbă polaritatea, dar este în regim pulsatoriu. El are destul de multe momente în care tensiunea este foarte mică, evident că nu poate fi folosită chiar atât de mult în mod direct, mai ales în momentul în care ajunge la zero sau este foarte apropiată de zero, nu este utilă. Și atunci trebuie să se mai pună în continuare niște condensatoare de filtrare care să se încarce și să stea încărcate. Um, și în felul ăsta, forma asta de undă de două movile care reprezintă tensiunea ce pleacă de la 0 și ajunge la un maxim, să fie, um, să fie netezite, dacă putem spune așa de condensatoarele noastre de filtrare și să varieze între două valori mult, mult mai apropiate. Da? Deci vedem aici cu gri uh, sunt în continuare movilele de la puntea redresoare asta așa ca să le luăm ca punct de reper însă tensiunea noastră după filtrarea cu condensatoare arată ceva, ceva de genul ăsta. Variază numai între două valori pozitive relativ mari. Și destul de aproape una de cealaltă. Adică, diferența între punctul minim și punctul maxim este doar de 1, 2, 3 volți. Depinde de situație, dar oricum este o diferență mult mai mică. Nu mai este o diferență de la 0 la să zicem 12 volți. Da? Bun. Acum, din păcate, unele echipamente audio se opresc aici și cu tensiunea asta alimentează restul circuitelor care fac amplificarea sunetului audio semnalului audio propriu-zis, da? amplificatoarele de putere, în special cele mai vechi, pe în, care funcționează în clase mai vechi, în clasa A, clasa B, A B și așa mai departe, de cele mai multe ori Cam se folosesc doar de o sursă de asta primitivă, care implică doar redresare și filtrare. și atât. Însă, este recomandat, și în unele amplificatoare chiar se întâmplă asta, ca după filtrare să mai avem un etaj de um, stabilizare, care aici este simbolizat prin dioda Zener. În fine, poate să fie un circuit specializat cu o diodă Zener sau poate să fie un circuit specializat cu un integrat sau alte, alte metode. Contează mai puțin. Ceea ce contează este că circuitul ăsta de stabilizare va face ca tensiunea de ieșire să fie o linie sau aproape o linie dreaptă, similară cu tensiunea pe care o oferă o baterie. Și linia asta este întotdeauna sub nivelul cel mai de jos al acestei tensiuni filtrate. Logic, că altfel nu ar putea să fie linie dreaptă, ar, ar fi o linie dreaptă cu niște movile în jos, cu niște uh, văi în jos, da? ca să ne exprimăm așa mai plastic. Dar nu, după stabilizare, tensiunea de ieșire va fi mai mică decât cea mai mică tensiune de după filtrare. Dar, ca avantaj, va fi o tensiune plată, dreaptă. Da? Și tensiunea asta se, cu tensiunea asta se alimentează circuite mai pretențioase sau, în general, circuite în care noi avem pretenția să performeze cât mai bine. Da? Deci vedem că am plecat de la un curent alternativ și am ajuns la un curent continuu care este perfect plat Indiferent de forma uh, tensiunii de la intrare da? Deci asta ne spune nouă clar că surse, uh, având în vedere că uh, avem surse liniare în anumite echipamente Sursele liniare fac ca tensiunea de la intrare să nu conteze absolut deloc uh, ca formă. Să conteze numai faptul că uh, avem o tensiune suficient de mare, dacă avem 50 sau 60 de herți, nu mai mult sau mai puțin, dar în general nu trebuie să ne batem capul cu asta, fiindcă furnizorul nostru de curent electric ne dă curent în parametrii cât de cât ok. Da? Și indiferent de variațiile tensiunii, indiferent de forma de unde, indiferent de orice, în momentul în care prin diverse circuite specializate tu ajungi la o linie dreaptă, nu poți să spui problema că un cablu de 220 poate să facă ceva mai mult decât să ia curentul din punctul A și să-l ducă în punctul B. De asemenea, nu poți să spui problema că tu între priză și echipamentul tău ar trebui să interpui un alt echipament care să regenereze o sinusoidă ca să fie mai pură, că nu are sens. Aici ar putea fi formă triunghiulară, formă dreptunghiulară, o groază de alte forme, ar putea fi orice fel de distorsiune. Tu în final tot la linia asta dreaptă ajungi, da? Deci nu ai cum orice ai face altceva pe intrare este complet inutil și nu are absolut nici cel mai mic efect pe ieșire, pe ieșirea sursei da. bun, sursele în comutație sunt un pic mai complicate, nu cu mult ca principiu de funcționare spre deosebire de sursele liniare care încep cu un transformator ca să coboare tensiunea și de-abia apoi bagă tensiunea asta într-un redresor și într-un filtru Aici se întâmplă un pic invers lucrurile. Primul lucru se ia tensiunea de 2.20 și se bagă -un, se trece printr-o punte redresoare și se convertește în curent continuu. Și practic avem același lucru ca aici, că redresarea în esență e același proces, numai că avem un curent continuu regim pulsatoriu care variază, în care tensiunea variază între 0 și în cazul nostru, dacă e să considerăm 220V de curent alternativ pe intrare, circa 309-310V tensiune de vârf aici. Da? După ce ca, luăm în calcul și căderea de tensiune pe diode, care e foarte mică. Ce Avem o movil, avem movile mă rog, care se repetă uh, și de data asta se repetă de 100 de ori. Dacă avem 50Hz pe intrare... Aici avem repetiții de două ori mai mult, fiindcă din moment ce luăm semialternanța negativă și o pozitivăm, totul se repetă de două ori mai mult, deci avem 100 de Hz. Da? De o tensiune care crește de la 0 până la 300 și ceva, și apoi descrește la 0 și tot așa. La fel, nu este ok, nu ne ajută foarte mult că avem movile, vrem o tensiune mai netedă și atunci o trecem printr-un filtru cu niște condensatoare care să o mai netezească și să aducă variațiile astea să le aducă mult mai aproape de tensiunea maxim posibilă, respectiv 309-310 V în cazul nostru. Iar tensiunea asta înaltă, dar de curent continuu de, de data asta, este trecută prin niște elemente de comutare, simbolizate aici doar prin printr-un întrerupător simplu, comandate de circuite complexe de control, pe care nu le-am mai pus aici, că nu avea sens, și în felul ăsta, tensiunea asta înaltă este aplicată uh, în regim pulsatoriu, să spunem așa, unui transformator de frecvență înaltă. Și uh, comutatorul ăsta este în esență închis și deschis foarte rapid și foarte brusc, astfel încât la intrarea transformatorului, uh, dar și la ieșirea transformatorului de tensiune înaltă, noi vom avea un semnal de curent alternativ, dar de formă dreptunghiulară și cu o frecvență mult, mult, mult mai înaltă. Tipic oriunde între 50 și 150 kHz. Și frecvența asta nu este aleasă aleatoriu. În primul rând, cu cât avem frecvența mai înaltă, cu atât transformatorul poate fi mai mic, din punct de vedere fizic, da? dimensiunile lui fizice pot fi micșorate. Și, și în al doilea rând, cu cât avem frecvența mai înaltă, preferabil deasupra frecvențelor audibile, cu atât circuitul nostru de alimentare nu va influența în niciun fel nu va, nu va scoate sunete el însuși și nici nu va influența alte echipamente audio uh, nu le va influența negativ prin crearea anumitor sunete nedorite, anumitor uh, forme de undă sonore nedorite, da? Se consideră că 20 de kHz este frecvența maximă pe care urechea umană o poate um, auzi. Asta e o chestie relativă, depinde de vârstă, depinde de mulți factori, dar așa, se ia 20 de kHz ca, ca, o valoare de referință maximă. Majoritatea surselor în comutație, repet, funcționează cu frecvențe de comutare oriunde între 50 și 150, deci cu mult mai mult peste frecvența maxim audibilă, deci din punctul ăsta de vedere nu are cum să influențeze niciun alt echipament audio. Iar după ce a, această formă de undă dreptunghiulară a, trece prin acest transformator, este un transformator coborător de tensiune ca și în primul caz, pe ieșire avem tot așa o formă de undă dreptunghiulară, da, cu valoarea de tensiunii mai mici, mai ușor de lucrat, acea tensiune se trece prin un al doilea bloc a, redresor, am pus aici simbolul unui, unei diode de redresoare, dar de fapt în punctul ăsta se folosesc ori diode de frecvențe înalte, ori diode Schottky. În fine, sărim peste detaliul ăsta. În funcție de cum a ales producătorul, uneori se alege, uneori vom avea redresare monoalternanță, caz în care Semnalul nostru, că adică curentul nostru va arăta așa, da, vom avea numai impulsurile uh, de pe alternanța pozitivă. Alteori se uh, alege redresarea bi și atunci avem aproape o linie dreaptă, nu chiar, dar aproape o linie dreaptă, fiindcă Repet, forma asta de undă, generată la pasul anterior, este dreptunghiulară, nu mai este sinusoidală. Deci tensiunea nu mai crește lent, progresiv, de la 0 la un maxim și apoi se descrească progresiv, ci crește brusc la maxim și apoi scade brusc la minim și tot așa. Da? Și atunci, în punctul ăsta, noi avem impulsuri, fie impulsuri... Um, dacă e redesarea mono-alternanță, fie o linie care arată destul de drept dacă este redesarea dublă alternanță. Și apoi ca să facem lucrurile ca lumea și să obținem tensiunea nete de pe care ne dorim în final, se mai pune încă un etaj de filtrare. Da, de data asta un etaj de filtrare de tensiune joasă, fiindcă aici avem tensiune joasă Și în final avem aceeași linie dreaptă ca și în cazul surselor liniare cu circuite de stabilizare da? uh, Bun, sărim peste anumite detalii care nu contează chiar atât de mult Există în ambele situații un riplu, uh, adică o, uh, o fluctuație foarte mică puțin ca amplitudine a tensiunii de alimentare, dar nu, nu, intrăm în detalii. Acum încercăm să înțelegem conceptul de bază, da? ce se întâmplă într-o sursă de alimentare. Asta se întâmplă. Și practic chiar și în a doua situație cu sursele în comutație vedem clar că nu contează absolut deloc forma de undă a semnalului de la intrare, a curentului de alimentare de la intrare. Din moment ce el este redresat și apoi se regenerează un semnal de frecvență mult mai înalt, un curent de frecvență mult mai înaltă pe baza lui, care mai apoi acela se redresează și se filtrează în final. Noi pe intrare putem să avem absolut orice. Da? Este, este, motivul pentru care sursele în comutație, majoritatea surselor în comutație, funcționează chiar și curent continuu pe intrare. Sursele liniare nu funcționează cu curent continuu pe intrare, chiar dacă am avea curent continuu, uh, fiindcă transformatorul, uh, care este practic prim, primul element la o sursă liniară, nu funcționează în curent continuu. În schimb, la o sursă în comutație, sursa în sine funcționează, poate să funcționeze la, la, la modul extrem și cu curent continuu pe intrare, Fiindcă transformatorul ăsta este comandat de un circuit specializat care generează el un nou semnal na? și injectează curent în transformator. Deci, cred că acum se înțelege foarte clar faptul că tensiunea de la intrare nu are atâta vreme cât variază în, în, în valorile normale și nu scade prea mult. Um, nu contează absolut deloc. Fluctuațiile nu contează, ce fluctuațiile mici. Uh, forma de unde nu, co nu contează, nu contează absolut nimic de la tensiunea noastră de 2.20. În consecință, echipamente de genul ăsta sunt complet inutile. Deci nu, ele nu au ce să facă pentru a ajuta o sursă să funcționeze mai bine, că n-au cum. Mai mult decât atâta, în circuitele, uh, în unele, unele circuite de amplificare uh, audio, preamplificatoare, amplificatoare finale și așa mai departe, se folosesc amplificatoare operaționale, se folosesc aceste componente denumite amplificatoare operaționale, care sunt niște integrate specializate, da? Integratele astea, prin natura lor, sunt destul de imune la variațiile tensiunii lor de alimentare. Și, repet, integratele astea se alimentează cu aceste tensiuni mici de la ieșirea surselor. Nu se alimentează cu 2,20 curent alternativ. Da? Dar ele sunt imune la, la, la variații. Efectul variației tensiunii de alimentare este atât de mic... Nu zic că nu există deloc, dar este atât de mic încât nu contează absolut deloc. Sau aproape deloc. Nu contează, nu contează într-un fel în care noi să auzim vreo diferență pe sunet. Da? De exemplu, dacă este să considerăm. Unul dintre cele mai vechi amplificatoare operaționale, Micro MicroA741, este totodată unul dintre cele mai, cele mai proaste. A fost inventat în anul 70. Da? Încă se mai produce din diverse motive, dar este absolut cel mai prost din, din probabil, toate punctele de vedere. Uh, există un parametru la orice amplificator operațional care. In, uh, se numește KSVS, mă rog, în, în alte specificații se numește un pic altfel, uh, gen PSRR, se, iar uh, ca descriere acesta este Supply Voltage Sensitivity și ce vrea el să spună este că uh, acest parametru ne indică cât de mult se schimbă tensiunea de deplasament de intrare în funcție de variațiile tensiunii de alimentare. Și vedem aici o valoare maximă de 150 de microvolți per volt. Haideți să facem niște calcule matematice și, să, și apoi să vă arăt o, să vă pun o înregistrare audio ca să vedeți în, cel, în absolut cel mai rău caz, la 150, care este de 5 ori mai mult decât valoarea tipică, 30 de microvolți pe volt, cât de puțin ar conta pentru un amplificator care dă în niște boxe un semnal audio. Iar ca, ca acestă, această influență negativă să poată să-și facă efectul, menționez de la bun început că tensiunea de alimentare ar trebui să varieze foarte rapid, de mai multe ori pe secundă, sau chiar de mai multe zeci de ori pe secundă, pentru a conta acest parametru. Da? Calculele sunt destul simple. Să spunem că avem difuzoare de 8 ohmi și difuzoarele astea au 2 x 16 da? asta înseamnă 32W de în total, asta înseamnă că trebuie să injectăm în ele un curent de 2 amperi. adică mă rog, amplificatorul audio trebuie să poată să introducă un curent de 2A prin ele sau altfel spus la bornele lor să putem avea 16W pentru a avea, 16V, pardon, pentru a avea o putere de 16W în fiecare din difuzoare, da? Dacă e să luăm integratul ăsta micro A741, care ar fi folosit ca preamplificator și l-am alimentat cu tensiunea absolut maxim posibilă, 36V, să presupunem că ăștia 36V sunt la intrare, uh, sunt la ieșirea unui transformator care la intrare are 220 de volți, curent alternativ, și să presupunem că avem parte de variații între 200 și 240 de volți a tensiunii de intrare. O variație, niște variații foarte mari care nu se întâmplă în practică și repet, pentru ca tot calculul ăsta și tot ce vreau eu să vă spun aici să, să aibă efect și să aibă sens, Variațiile asta ar trebui să se întâmple foarte rapid, de mai multe ori pe secundă, de mai multe zeci de ori pe secundă. La 200 de V, în loc de 36 de V pe ieșire, am avea doar 32 de V, la 240 am avea 39 de V pe ieșire, da? Fiindcă transformatorul nostru, presupunând încă o chestie, presupunând că discutăm despre o sursă liniară care este dintre cele două tipuri de surse, Resursele liniare sunt cel mai mult afectate de fluctuații ale tensiunii alternative de pe intrare, da? Bun, um, avem o diferență de 7 V între 32 și 39, da? OK. Um, noi știm că parametrul ăsta al amplificatorului operațional este 250 de, de microvolți pe volt, de unde rezultă că la 7V um, vom avea cam 1.05mV, o variație maximă a tensiunii de deplasament pe intrare. Tensiunea asta reprezintă un factor de eroare care se mulțește cu factorul de amplificare pentru a vedea ce înseamnă pe ieșire, concret, um, această variație. Dacă noi amplificatorul nostru făcut cu integratul ăsta, avem pe intrare semnal de line out, rog, line in, tehnic vorbind, și trebuie să ajungem să l amplificăm la 16 V ca să alimentăm difuzoarele astea. Semnalul de line in, dacă țin bine minte, este un semnal de 1 volt. Tensiune de vârf. Ca noi să ajungem la 16, trebuie să avem un factor de amplificare de 16 ori. Da? Și atunci această eroare de 1mV înmulțită cu 16 înseamnă cam 16,8mV, variație totală pe ieșire. Ce înseamnă 16mV raportat la 16V tensiunea noastră maximă de pe ieșire? Păi înseamnă 2000 de ori mai puțin. 2000 de ori mai puțin înseamnă minus 60 de decibeli a da, exprimat în decibeli, 1000 înseamnă minus 60 de decibeli. Cum ne putem noi da seama ce înseamnă minus 60 de decibeli? Păi foarte simplu, ascultăm o înregistrare cu zgomot de fond de minus 60 de decibeli. Și asta o să vă pun în cele ce urmează. Și voi, e o înregistrare de 10 secunde. Voi să vedeți dacă sunteți în stare să auziți ceva, tu de fond, e foarte probabil, depinde foarte mult în funcție de cum ascultați acest video, e posibil să-l auziți foarte greu dacă vă chinuiți, dacă vă străduiți, e posibil să nu-l auziți, da? Revenim mai apoi și continuăm un pic raționamentul. Da, deci până acum v-am pus uh, un zgomot alb, cum se numește, zgomot de fond, de nivel minus 60 de decibeli, față de nivelul maxim care este 0 decibeli, dar care, repet, depinde foarte mult la voi cât de tare aveți date boxele sau căștile în funcție de la ce ascultați, la ce vă uitați acum la video ăsta, în funcție de volumul setat și așa mai departe. <coughs> Este foarte greu chiar și pentru mine cu, cu echipamentele mele la care ascult. Este destul de greu să aud acel foșine de fond de minus 60 de decibeli. Și asta se întâmplă numai în condițiile în care am avea această variație uriașă pe tensiunea de intrare. Dar variația asta este ipotetică. Ea nu se poate întâmpla niciodată fiindcă noi aici avem un etaj de filtrare cu condensatoare și chiar dacă am avea variația asta pe intrare la 2,20, condensatoarele astea, fiindcă sunt suficient de mari, ele vor face ca în, în, în punctul lor variația să fie mult, mult mai mică. Cu alte cuvinte, în loc de minus 60 de decibeli am avea minus 80, minus 100, minus 120, poate chiar și mai mult. Cu alte cuvinte, nu am auzit acel zgomot de fond pe care vi l-am pus mai devreme, nu l-am mai auzit absolut deloc. Și zgomotul ăsta de fond este echivalentul unor distorsiuni sau a unor efecte nedorite care ar putea fi introduse în circuitul nostru datorită fluctuației tensiunii pe intrare. Da? Deci, asta este un alt motiv pentru care uh, nu contează atât de mult tensiunea de pe intrare. Implicit, un cablu, un prelungitor, nu poate fi de nivel audiofil. Că nu are cum, nu are ce să facă de nivel audiofil. Da? Bun. Asta au fost explicațiile. Sper că sunt de folos. Sper că. Adică, mă rog, de folos cu siguranță o să fie. Pentru prietenul meu, dar uh, sper că și voi acum ați înțeles un pic mai bine ce se întâmplă în echipamentele voastre pe care le folosiți zilnic. Da? Uh, ca, o, ca fapt divers, încărcătoarele de telefoane sunt surse în comutație, încărcătoarele de tabletă, uh, alimentatoarele de laptop toate sunt surse în comutație, alimentatoarele de, te de televizoare moderne care în care nu mai băgăm 220 direct, sunt surse în comutație, dar chiar și cele în care băgăm cablu de 220 direct în ele, în interiorul lor au surse în comutație, nu se mai folosesc surse liniare în prezent decât în foarte, foarte rare situații. Zic asta așa, ca noțiune de cultură generală. Da? Deci, în concluzie, un cablu, un prelungitor sau un echipament care Vezi, Doamne, să, să uh, stabilizeze tensiunea de pe intrare nu va avea absolut niciun efect asupra unui echipament audio de nicio culoare. Iar dacă are vreun efect, uh, dacă forma de undă și fluctuațiile tensiunii de pe intrare au vreun efect, asta înseamnă că echipamentul ăla este prost. Înseamnă că echipamentul ăla nu a fost proiectat cum trebuie, nu a fost construit cum trebuie. Da? Și implicit ar trebui să ne gândim să-l înlocuim. Și implicit nu putem spune că echipamentul ăla e de nivel de audio audiofil. Că nu poate fi așa ceva. Bun. Cam atât. Am vorbit suficient. Sper că ați găsit utile aceste informații. Mulțumesc frumos celor ce sprijină proiectul într-o formă sau alta. Nu uitați cei ce doriți și puteți, sprijinul vostru financiar este binevenit, cu cât pot să cumpăr componente și aparatură de laborator mai repede, cu atât pot să studiez lucruri mai repede și să vin și aici și pe YouTube și pe site și să vă învăț și pe voi, ca să nu vă mai trebuiască să vă bateți capul cu chestiunile astea și să puteți lua efectiv ce vă, ce vă dau eu și să aplicați în viața voastră de zi cu zi. Bun, mulțumesc frumos pentru vizionare. Ne revedem, ne revedem în ceva timp o săptămână, două, cu un alt proiect, cu alte discuții, cu alte circuite. Să ne revedem cu bine, la revedere!